Stimați Domnul, mândre domnițe că sunt aici. Dacă tot v-ați adunat și anul pe gâtea, stați puțin și ascultați. Ca apoi să continuați lucruri bune să aflați. De atâta dulce alânt, am uitat să mă prezint. Mă numesc Victorila și aș vrea să vă vorbesc doar puțin cât o urare. Agriplantă să o lăsăm, pământul să-l cultivăm. La Târgu Mare românesc, după un model nemțesc. Corina Mareș, gazda noastră, ce aș mai putea să-ți spun? Ca e toate să ai numai noroc bun. Și agriplantă să-ți trăiască. Și, un pic, să nu uit. Nu-ți fă griji, că pe ogos se lasă iarna. Și cu șoricei e stabilit. Nu se atinge agriplantă. Și mioarele de vin să mănânce din parcele, mă angajez la scână baci și îmi fac cu joc din ele. Văd aici mărci felurite de la firme renumite, de tractoare și combine de semințe, pesticide. Vouă am văura să se ducă criza grea, să aveți numai bucurie în anul care vă să vie. Banii să-i recuperați, marfă bună să le dați, că noi vrem agricultură, nu jumătate de măsură, cum spune român. Că să aveți bună vânzare cu o faină promovare. Lângă noi vă lăturați și măchete înserați. Trei reviste mari și late cu fermieri căutate, fermă, utilaje, recolte bogate, vă urează sănătate, la mulți ani și voie bună și să ne meargă la toți strună. Ei, după cum știți, dragilor, dacă toți suntem pe pământ, știți povestea cu țărână. Pâinea neagră sau pâinea bună provine din pământul negru. Niciun apropo, apropo de pielea mea. Dar să știți că eu am renunțat să mai mănânc pâinea neagră. Știți foarte bine de ce. Ca să nu-mi mușc degetele. Dar aș vrea să vă mai întreb ceva. Știe careva aici, în sală, de ce s-a inventat ciocolată albă? Știe cineva? Ca să se îmbunătățească și copiii mei. Dragă Corina, și cu voia dumneavoastră, un mic cântărțel, dacă îmi permiteți. În zoba cheie, ia, ia, Corina uele, cea de cum a căia, agriplantă e, ia, ia, mareșe uele, cea de cum a căia, mama, mareșe uele, cea de cum a căia.